Dragii noștri, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre o noutate editorială, este vorba despre o carte publicată în colecția Arta Regală din portofoliul editurii Herald, și anume Calea Regală și cele 33 de trepte ale desăvârșirii, o carte scrisă de domnul profesor Vasile Zecheru, așa cum spuneam, o carte publicată în această elegantă și frumoasă colecție Arta Regală. Astăzi alături de noi este Dan Iliescu, jurist, și vom vorbi pe marginea acestei cărți, începând practic discuția noastră cu o întrebare, hai să-i spunem, preliminară, pentru că, bineînțeles, avem multe întrebări și încercăm să venim cu multe răspunsuri pentru dumneavoastră, dragi cititori, legate de această superbă carte pe care, iată, vă o recomandăm cu drag și despre care vorbim astăzi. Există oare o rânduială sacră? Bună dimineața, în primul rând. Mă bucur să fiu din nou în dialog cu prestigioasa noastră editură. Și ca să vă răspund la întrebare, să intrăm direct în subiect, așa, fără prea multe preliminarii. Din punctul meu de vedere, fără îndoială există. Chiar dacă mai greu sesizabilă în ultimele decenii, datorită de altfel unui proces firesc și care vine în ordinea firii, în ordinea aceleiași rânduieli sacre, de dezvoltare, de hiperdezvoltare tehnologică a societății umane contemporane, această rânduială sacră, cum este ea frumos denumită în carte, este mai greu sesizabilă de către majoritatea contemporană. Pe de altă parte, cu ajutorul celor mai superficiale preocupări în domeniu, oricine se documentează un pic, își dă seama de existența acestei căi. Gânditori, mari gânditori și profunzi ai omenirii, din cele mai vechi timpuri, în toate epocile, s-au străduit să o prezinte și să o descrie cumva contemporanilor, pe de o parte ca o reflectare a propriei lor, propriului lor efort, a propriei lor evoluții pe această cale, pe de altă parte, ca un panaceu, ca o terapie. Veți observa că se discută foarte mult zilele acestea și s-a discutat de multă vreme despre o anumită terapie inițiatică, nu vreau să insist acum, însă această idee care însoțește secolele a terapiei inițiatice necesare societății profane, este unul din motivele pentru care gânditorii pe care i-am evocat s-au gândit să popularizeze existența acestei căi. Ca să nu insist prea mult, voi spune că sub diferite denumiri, de-a lungul timpului, fie că a fost numită școala dreptului natural în științele juridice, fie că a fost denumită mistica diversilor, calea mistică a diverselor religii, pe urmă, mai târziu. Fie că a fost întâlnită în scrierile unor mari reprezentanți ai filozofiei perennis, ai secolului trecut și ai zilelor noastre, cum sunt, în primul rând, René Guénon, apoi Martin Links, apoi Fridtjof Schuon, românii Vâlsan și Lovinescu, chiar Mircea Eliade în multe din lucrările sale, da? Au subliniat existența acestei ordini divine, perene, ordine ce vine direct de la creatorul întregii firi, întregii existențe, și care trebuie, nu trebuie, care poate fi luată întotdeauna drept model, drept, cum să vă spun eu, domeniul de referință pentru îndreptarea unor evoluții divergente sau îngrijorătoare ale epocilor. Nu ne referim doar la epoca contemporană. Deci fenomene sociale și nu numai psihosociale divergente au existat în foarte multe epoci istorice și de fiecare dată această rânduială sacră intervine într-un fel sau altul
și menține omenirea pe o cale, spunem noi, trasată încă de la începutul creației. Mă refer, desigur, la cei care acceptă existența unei asemenea realități fundamentale perene. Mergând cumva de la titlul cărții, Calea Regală și cele 33 de trepte ale desăvârșirii, bineînțeles că există foarte multe căi de evoluție spirituală, dacă stăm să ne gândim, așa cum ați spus mai devreme, legat de tradițiile spirituale, care există în toate colțurile Pământului de mii de ani. Ce înseamnă de fapt, cum putem să definim de fapt Calea Regală sau Arta Regală, uite, dacă facem referire la denumirea acestei frumoase colecții, există o cale, o metodă pentru a urma rânduiala sacră? Cu siguranță există și ea este aceeași în toate timpurile, încă de la început. Doar denumirile și sintezele, diversele sinteze propuse diferitelor etape ale societății omenești poartă felurite denumiri. De fapt, aceasta vorbeam pe marginea întrebării precedente despre rânduiala sacră. Aceasta este caracteristica ei fundamentală. Chiar la începutul cărții pe care o dezbatem astăzi, se face această precizare deosebit de importantă, și anume distinția între tradiție cu T mare, o foarte frumoasă contribuție a autorului cărții, și tradițiile, diversele tradiții cu temic, care sunt circumscrise diverselor populații, diverselor civilizații, culturi care au creat respectivele tradiții, dar care nu sunt cu nimic mai puțin importante, însă reprezintă o specificație, o diversitate a omenescului trăitor în concret, față de tradiția cu T mare imuabilă. Și atunci, și lăsată de o lăsată, zice cartea, de un principiu superior și suprauman. De altfel, chiar la începutul cărții se face această precizare, se dă definiția dată de René Guénon tradiției, unde acesta subliniază acest gânditor denumit pe bună dreptate și reținut de memoria colectivă a umanității drept apostolul tradiției inițiatice, da? Unde el spune că orice principală caracteristică a tradiției și orice element tradițional trebuie să vădească o relație cu o realitate supraumană. Da? Și atunci, putem spune că dincolo de religie, care sunt o formă organizată de venerare a principiului unic creator, da? Există această legătură inefabilă, dar comună întregii umanități, cu începutul ei, cu începuturile lumii, universului și umanității, așa cum au fost ele probabil stabilite înainte de începutul timpului. Și atunci, într-o succesiune cu totul și cu totul prestigioasă, de aur, am putea spune, vom regăsi după misteriile antichității, după hermetism, după cabala, după marile curente hinduiste și taoiste, shintoiste din Japonia și așa mai departe. La foarte multă vreme după elaborarea sau, mai bine zis, descoperire sistemului șamanic de raportare la inefabil. Apare undeva în secolele 17-18 și continuă până în ziua de azi acest termen de artă regală. El nu se referă neapărat, deși este cel mai prezent în cadrul masoneriei, în cadrul franc-masoneriei, în cadrul organizației sau lojilor masonice. N-am să încep acum cu un istoric al lojilor masonice și al franc-masoneriei moderne, pentru că nu avem loc și sazul și timp aici. Deci apare mai ales acolo
Însă arta regală, în principiu, este comună tuturor curentelor spiritualiste, de spirituale, care au însoțit devenirea omenirii și se referă în principiu, în cele din urmă, la arta de a transforma individul dintr-o persoană supusă multor impulsuri necontrolate, iraționale, într-un om complet desăvârșit, de aici titlul cărții, cele 33 de trepte ale desăvârșirii, într-un om capabil, oricând, nu cu necesitate, dar dacă se ivește ocazia, să facă bine și să conducă restul oamenilor către mai bine, să devină un rege. Asta înseamnă arta regală. Arta regală înseamnă arta de a pregăti conducători pentru lumea profană. Conducători nu în sensul de exploatatori, ci în sensul de persoane capabile să facă binele dezinteresat și să aducă, să sporească bunăstarea societății în care trăiesc și să propovăduiască principiile perene ale umanității. Le știm cu toții, cele din cele 10 porunci sau, dacă venim în epoca noastră, umanism, întrajutorare, dragoste frățească și așa mai departe. Cam asta înseamnă arta regală. Și nu este, ea nu este o sintagmă așa în vânt, ci este o metodă care, bine definită, cu noțiuni conturate, cu o cale, un mod de lucru sintetizat, dacă doriți și dacă vă va convinge prezenta lucrare, în 33 de pași, sau în mai mult sau mai puțin pași, există mai multe curente de gândire în legătură cu arta regală, și care își propune exact ce am spus mai înainte, îmbunătățirea individului, transformarea lui într-o ființă completă, echilibrată, capabilă oricând să-și depășească orgoliu și iluziile induse de viața de zi cu zi și de a vedea dincolo de aceste iluzii calea dreaptă, lumina, modul just și eficient de acțiune socială și personală, nu numai socială, dar și personală. Asta în câteva cuvinte, arta regală. Cum se reflectă ordinea, să-i spunem, sau rânduiala sacră în lumea profană? Rânduiala sacră, în puține cuvinte aș spune în primul rând, că aș începe prin a spune că rânduiala sacră, îl parafrazez un pic pe Genon, dar nu întru totul, se reflectă în ordinea profană prin faptul că această ordine profană încă mai există. Este credința mea intimă, fundamentală și finală, că în lipsa acestei tradiții putemare, inițiatice, care străbate secolele și toate civilizațiile, aș putea aduce aici foarte multe argumente, dar emisiunea ne constrânge să fim conciși, omenirea nu ar fi ajuns din nou sau, mă rog, pentru prima dată, în funcție de ce crede fiecare, la acest nivel de dezvoltare și de cunoaștere. Deci, în primul rând, rolul, sau mai bine zis, reflectarea rânduielii sacre în profan, constă în salvarea, chiar și în cele mai negre momente ale umanității, ale evoluției societății omenești, a umanității, a valorilor fundamentale care ne fac oameni. Și valoarea fundamentală care ne face oameni o găsim în toate crezurile marilor religii. Este înainte de orice recunoașterea, credința într-un principiu inițial supra-uman, de la care toate lucrurile au pornit, prin care toate lucrurile se susțin și la care, în cele din urmă, toate lucrurile se vor întoarce. Asta pe de-o parte. În rest, simțim, distingem prezența rânduielii sacre în foarte multe aspecte ale vieții de zi cu zi.
O găsim, sigur, mult mai bine pusă în evidență la nivelul diverselor curente spirituale care au caracterizat marile civilizații, marile spații civilizaționale pe care le regăsim pe suprafața planetei și pe care le cunoaștem. Spațiul creștin, spațiul islamic, spațiul hindus, spațiul chino, iudaic. Așa, iudaic. Când am spus creștin, m-am referit iudeo-creștin. Da? Deci să zicem, spațiul iudeo-creștin, spațiul islamic, spațiul hindus, spațiul sino-tibetano, japonez și așa mai departe. Și repet, pentru că mi-e drag domeniul, sigur, întreaga moștenire șamanică care încă impregnează profund și determină toate societățile, le-aș spune eu, natural tradițional, da? De cele care încă sunt legate de natură în mod intrinsec. În sensul că am auzit cu toții de Isihas, am auzit cu toții de sufis, am auzit cu toții de diversele școli tantrice din hinduism sau de taoism, shintoism, școlile budiste și așa mai de zen și așa mai departe. Toate reprezentând căi prin care este practicat în cele din urmă arta regală la nivel individual. Toate reprezentând porți de intrare către înțelegerea acestui fenomen. Sigur că, așa cum știm cu toții, indiferent de mediul în care ne place să adăstăm mai mult sau mai puțin, da? Zic al asta o știm cu toții, mulți chemați, puțin aleși. Adică toate aceste porți sunt deschise oricui. Calea însă, pe urmă, vorba unuia dintre evangeliști, Matei, dacă nu mă înșel eu, sau Sfântului Apostol Pavel, n-aș putea să vă spun acum exact care dintre ei, a spus clar că această cale este îngustă și puțin rămân pe ea, citându-l pe Mântuitorul Iisus Hristos. Dar rămân destui care din când în când, atunci când este mai mare nevoie de ei, intervin și de obicei fondează mari religii, dar în orice caz generează niște reforme și niște transformări fundamentale la nivelul întregii societăți. Da? N-am să insist prea mult, dar la fel, am auzit cu toți, atât de Zarathustra, cât și de Lao Tzu, și de Confucius, de Buddha, de Iisus Hristos, de Mântuitorul Iisus Hristos, nici n-are rost să mai pomenesc aici în inima civilizației iudeo-creștine, de Moise, de Marii Noru și așa mai departe. Da, Buddha și ceilalți. Care au făcut exact ceea ce spuneam mai devreme. Sintetizând însă, vom vedea că una din, nu din căile, ci din manifestările prin care, sau din unul din felurile în care rânduiala sacră se manifestă în profanul umanității, este acest fenomen al profeției. Da? Înainte să vorbim însă despre profeți, trebuie să vorbim despre regi, că tot am vorbit de arta regală, mă refer la mari regi reformatori, care au, la fel, cum ar fi, de exemplu, regele Solomon, despre care se vorbește. Exact, la el mă gândeam și eu. Cu bune și cu rele, dar care, prin ce a realizat pentru prima dată și felul în care a realizat, rămâne până în ziua de azi în memoria colectivă a umanității. Mai sunt și alții, mai este și Nimrod, mai este și chiar și Hammurabi, deci sunt destui, foarte mulți, de fapt, indivizi care, ajungând prin grația rânduielii sacre, să aibă un cuvânt de spus și să fie auziți, au determinat evoluția întregii umanități. Desigur, există savanți iluminați, să nu facem greșeala să credem că titani științelor naturale, cum au fost Newton sau Einstein sau Niels Bohr, că nu era american, Marconi, Tesla și alții, erau niște atei sau niște oameni care respingeau aspectele inefabile ale existenței. Dimpotrivă, există multe în scrierile lor,
sau de ce nu Freud și Jung, în care demonstrează exact contrar. Deci, iar, savanți de renume care dăruiesc omenirii niște lucruri care inițial, când apar, sunt la limita magiei. Magia ne fiind magia autentică, ne fiind altceva decât o realitate pe care știința nu o poate încă explica. Și care, atunci când este calm, cazul, atunci când este rânduit, intră în viața de zi cu zi sub forma unor fenomene descrise științific și așa mai departe. Deci, sumarizând, mă rog, toate aceste aspecte diferite, dar în principiu congruente, fiind, discutăm de fapt despre același lucru, s-a vorbit foarte mult între cei care se ocupă de acest domeniu despre o noțiune denumită realizare descendent. Da? Sau pogorământ, dacă vreți. În carte veți găsi un capitol denumit pogorământ. Și care, pe scurt, se referă la următoarea stare de fapt. Individul care are curajul să pășească prin poartă, care are norocul și abilitățile să meargă pe cale, să-și testeze aceste abilități, calea respectivă este un examen foarte riguros. Și fiecare merge pe ea atât cât îi este rânduit. Nu se poate, acolo nu există. Da? De altfel, această cale este numită și cale regală. În creștinismul mix mistic ortodox este numită calea împărătească. L-am auzit cândva, spunând foarte frumos pe Părintele Cleopa, că pe această cale îngustă ai succes dacă știi întotdeauna că în dreapta cu ajutorul a două realități. Da? Că ai în dreapta frica de Dumnezeu și în stânga frica de moarte. Nu vreau să intru acum în aspectele legate de moarte, nu mă refer neapărat la decesul fizic. Da? Aici am putea discuta o întreagă emisiune dacă vom avea ocazia. Însă asta este ideea. Calea respectivă este o cale grea. E îngustă și nu toată lumea stă pe. E ca un fel de... O mai întâlnim o metaforă, o comparație foarte frumoasă în una din cele mai profunde mituri ale civilizației occidentale de data asta, și anume la mitul lui Parzifal, da? Unde, la un moment dat, există această probă a traversării către Castelul Graalului pe muchia unui paloș uriaș, întins peste o prăpastie. Deci cam asta este ideea. Ispitele există la pretutindeni și este foarte ușor să te abați de la cale. Dar în orice caz, pătruns prin poartă, testându-ți abilitățile pe această cale îngustă și ajungând să primești lumina căii sacre, lumina căii regale, lumina rânduierii, da? Practic, obținând această iluminare, trebuie să-i spuneți în funcție de care univers tradițional puternic de data asta vă convinge mai mult. Graal, Samadhi, Satori, cum vreți să-i spuneți, sunt, cu excepția Graalului, aceste noțiuni de Samadhi, Satori, iluminare, le găsiți în carte, în capitole de sine stătătoare, foarte interesante. Da? Odată obținută respectiva iluminare, drumul căutătorului spiritual, drumul adeptului, nu se termină. Din potrivă, nu merge mai departe, în principiu se întoarce. Acesta este pogorământul, aceasta este evoluția descendentă. Evoluția personală nu poate fi completă dacă nu cuprinde și această parte de întoarcere după aflarea adevărului către societatea care este încă în puteric, spre a răspândi așa cum poți, așa cum îți permit contemporanii tăi, și dacă ne uităm la Noul Testament și la întâmplările din Săptămâna Mare, vedem că nu întotdeauna societatea este foarte bucuroasă să primească această lumină. Dar, indiferent de riscuri, realizarea descendentă presupune întoarcerea către societate a adeptului care a reușit,
și răspândirea acestei lumini în măsura în care este posibil și în măsura în care, evident, este rânduit în epoca respectivă. Asta vorbind acum despre reflectarea acestei realități perene în societatea noastră. Și dacă ar fi să, să ne gândim apropo de aceste căi și de, așa cum foarte frumos și plastic ați spus mai devreme, calea, să zicem, mai strâmtă și calea mai largă, ne putem gândi iarăși la doi termeni destul de folosiți, indiferent că vorbim despre sufism sau că vorbim despre isihas sau că vorbim despre cabala, este vorba despre calea exoterică, cea largă, și calea ezoterică, cea mai îngustă, unde iarăși nu oricine are, să spunem, pregătirea. Hai să spunem, să ne gândim de fapt la faptul că oricine până la urmă are dreptul acesta de a urma o cale, dar nu toți suntem pregătiți pentru a face față acestui drum. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre calea regală și cele 33 de trepte ale desăvârșirii, Lux Inens Nos Agit, cartea domnului profesor Vasile Zecheru, o carte publicată în colecția Arta Regală, pe care vă recomandăm cu mare drag. A fost astăzi alături de noi Dan Iliescu, jurist, care ne-a împărtășit, iată, lucruri atât de frumoase despre ceea ce înseamnă rânduiala perenă, despre ceea ce înseamnă rânduiala sacră, ce înseamnă până la urmă arta regală, calea regală. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere, mulțumesc!